Azi noapte, în jurul orei 2-3, bărbați au fost surprinși în flagrant în timp ce se deplasau cu un autoturism în care se aflau bunurile furate dintr-o locuință din municipiul Rădăuți. Hoții intenționau să ducă bunurile la domiciliul unui presupus complice, acesta din urmă având în cadrul grupării rolul de a depozita și valorifica bunurile sustrase. În această dimineață au fost puse în executare 15 mandate de percheziție în municipiul Rădăuți și câteva comune din Suceava și o percheziție în județul Botoșeni. S-a stabilit că în perioada octombrie-decembrie 2021, 8 bărbați au sustras din mai multe locuințe de pe raza municipiului Rădăuți și altor 8 localități învecinate bunuri în valoare de peste 50.000 de euro. De asemenea, au fost duse la audieri 10 persoane.